Bună, dar te-ai descurcat bine, mă uit așa la tine și eu chiar bravo, man! Mi-a fost rușine să zic săracă și am zis că mai bine. Da, ți-a fost rușine să zici săracă și ai zis nebună, da, corect. Ma, una proastă rău de tot. Bă, ce proastă e. Știți cum se cheamă cel mai tare miel din turmă? Oameni, acesta a fost spectacolul nostru. Vă mulțumim foarte mult că ați venit, sunteți foarte drăguți. V-am promis, mamă, dar s-a făcut cald. Sau doar eu că m-am agitat aici? Mamă, de la sex ai zis? Hai mă, facem o orgie în seara asta toți. Ce dracu mă, cât suntem? Suntem nici 30 de oameni aici toți, 25, 26. Poftim, ne trebuiesc arbitrii. Tu cum fuți? Că nu înțeleg. Cum adică arbitrii? Păi și ce orgie? Nu-i cu puncte. E bună alunecare, bă. Dar veniți mă încoace mă, băi, v-am promis, dacă vreți să primiți în aplauze și cu căldură înapoi pe Andrei Negoiță și pe Dan Frânculescu, vă dau și microfoane imediat, trebuie să-l pornești. Vă dau și microfoane imediat ce să zice la orgie. Trebuie să vezi care buton de la The One, vezi dacă merge întâi. 2-2-2, merge. Ia stai așa. Prho, hai. Ui, am auzit cât ce-a răspuns domnișoarea când a întrebat-o, de ce, sau doamna, că a întrebat-o deja divorțat. Cine a zis? Cine a răspuns? Uite, Anca zis, e aici. Nu, a zis că mă trăgea în jos. Și efectiv, l-am văzut un bătrân de la care zice, haide, fai, te trește. Nu, haide. Știi că-ți place. De aici noi încercăm să facem, să mai stăm de vorbă cu voi. Vă spunem niște glume pe care încercăm să le scriem și nu știm dacă sunt chiar glume. Vedem ce reacție aveți. Un fel de podcast, dar mai cu voi așa. Puteți să strigați lucruri, puteți să puneți întrebări, puteți să faceți ce vreți. Ne distrăm. Vă zic ce am notat recent. Eu am văzut, am 42 de ani, dar prietena mea are 23 de ani. Și da, e greu. Da, știi care e problema? Că e exact ca atunci când ai un câine de la prea energic. Simt că trebuie să obosească cineva înainte. Băi, eu am avut la un moment dat o idee și am zis, uite, am uitat, am zis că e o glumă aici. E chestia asta când te căsătorești, băieți care spun că, bă, de aici încolo sex cu o singură femeie toată viața, care în primul rând, nu știu, cred că a avut cineva gluma asta, că în primul rând, Doamne ajută sex cu o singură femeie, că s-ar putea sex zero de acum de aici încolo. Dar eu m-am gândit, nu e vorba că trebuie să, că doar cu femeia asta o să fac sex toată viața, e vorba că doar cu mine trebuie să fac ea sex, doar eu sunt responsabil toată viața. Dar poate se aplică doar la tine, ea poate face... ea poate face ceva în privința asta. Cu tine doar și o curăță pentru ceilalți. E gradul ca la piese, știi? Da, ideea mea era că de ce mă... Bă, pe Fimiu pot să-l duc, de exemplu, mie îmi place să stau cu Fimiu foarte mult, mă distrez foarte tare cu el. Dar îmi place și când e la maică mea, îmi place și când e la bunici, știi? Că-l mai obosește, că de aici am învățat. Că-l mai obosește, bă, când vine, când mă duc și-l iau de la mama, e obosit, e fericit că mama i-a făcut toate poftele. Și așa ai vrea să fie și cu nevastă ta? Da. Să ți-o iau unul, să-ți obosească, ți-o aduc acasă. Să mă duc seara, să o iau zâmbitoare, liniștită. 23, fix așa e. Toată. Nu stă locul, vine să rulez, să-i dau cu ziarul, dar nu mai sunt ziar. Da, aia dracu, la un loc. Zică, uneori mai vrei al doilea număr, dar nu să fie și primul. Dar nu la aceeași zi. Adică tu să-i dai al doilea număr și altcineva primul, nu? De Paști și de Crăciun, asta e. Da, măi, ca la stand-up, să intre în deschidere cineva și... Faci și tu 10 minute, da. Unul care nu te lungești cu ea. Da. Că... Nu mai uităm după niște glume scurte? Da. A, chiar glume scurte. S-a făcut vreodată râs ca prostul în 3? Habar n-am. Ar fi Caterin, că ea ce-am pe la râs ca prostul. Bine, că am găsit una. Știi care e asemănarea dintre Muntele Atos și Cătălin Botezatul? Au voie să urce doar bărbații? De ce nu-și doresc că geanchiștii să rămână fără semnal? Că nu le place să rămână fără liniuță. Bine. De unde ți iei un Logan dacă nu prea ai bani? Dacia. Știi de ce aprind femeile bețișoare parfumate la prima întâlnire? De ce? Că și ele sunt balonate. A, știi cum se numește un bărbat ușor efeminat?
Are început de pizdă. Manifestă un ușor început. Asta e proastă, dar mie îmi place. Știi ce e CFR Delayed Gratification? Să te duci în gară și să termini o labă când ajunge trenul. Ce face Shatra Benz în casino? Ce? Joacă la traparate. Am una proastă rău de tot. Bă, ce proastă e. Știți cum se cheamă cel mai tare miel din turmă? Mm. Alfa miel. Am dat-o pe asta, dar e cea mai bună glumă pe care a scris-o de la Răzca Prostu. Ce îi spune un ospătar spaniol unei mese pe care a curățat-o? Estás debarazada. Ce bună e. Asta să-mi spuneți, dar parcă mi-ai zis tu că s-a mai dat-o cineva. Mm. Cum își dau caii părul din ochi? Da, este. E consacrată? Da. Am aici ceva, dacă puteți să mă ajutați voi. Deci, fii atent, eu am un cuvânt, dacă puteți să-mi faceți premiza și panciul. Îmi place ideea asta când... Uite, am scris asta. Îmi place să merg pe patru roți. Când aveam 2 ani, mergeam pe 3. Știi că când aveam 2 ani, mergeam pe 3 ani? Și, dar nu, deci nu e amuzant doar. Asta e exact, nu e funny. Da, nu e amuzant. Da, e... În rest foarte bine, foarte bine scris pentru proză. Oricând poți face un TEDx cu asta. Am fost la un moment dat de un Paște, mergeam cu varmea, mă treau la biserică. Mie nu mi-a plăcut niciodată la biserică. Dar aia a fost, cred că, singura dată în care m-am bucurat cu adevărat să mă duc la biserică, pentru că în fiecare zi era o puștoaică, nu știu ce avea, jur, nu știu, era o pe spectru de autism era sigur. Eu n-am văzut un om, un copil care să scarpine în cur cum să scarpina fetița aia. Bă, vă dau cuvântul meu de onoare, la un moment dat mi se părea că nu se mai scarpină, dădea cu atâta patos că se scobea în cur, nu se scarpina. Și... stăteam așa și mă gândeam, bă, la biserică, în timpul slujbei, că asta nici nu-i păsa, mă, bă, nu-i păsa, preotul de acolo, părea că e o slujbă de exorcizare pentru curul aia mică, părea că... Dar nu era mâna cu care se și închina, sper, că aia e singura regulă. Dacă se închina, o făcea aici, la strană. Că efectiv mi s-a părut că fetița aia avea draci în curmă. Efectiv, că de-aia s-a tot scărpina și era asta, cum îi zice, slujba ce ținea ăla acolo, că nu știu nicio, nu, pula mea. Să-i spunem vecernie, dacă e așa. Așa, slujba părea că e să exorcizeze curul aia mică, știi, să iese dracii pe-n poarta iadului, că acolo era poarta iadului, în curul aia mică, și să zgârie așa, zgâriau la poarta iadului. Cam asta. Mulțumim mult că ne-ai... Bă, ce vorbești? Mai am prezentări din astea. Ai mai fost și altă dată la biserică? Pare că n-ai mai fost de atunci. Bă, nu, atâta. Ăla e highlight-ul. Deci asta se face la biserică? Poate asta se face. Bă, aia a fost una dintre cele mai șmechere perioade de mers la biserică, pentru că eram, nu știu, aveam șai... Erai pe boabe, era atunci, să fuma în biserică. Nu, dar să mânca anafură, pilaf, plecam de acolo. Aia a fost prima oară în viața mea în care m-am dus și am ascultat Mafia, aveam Walkman. Da, m-am dus cu Walkman Mafia, am ascultat Walkman la deniile de Paște. Dar nu era Bug Mafia, era Bor Mafia. Mafia, da. Și, bă, nu știu, asta, Mafia, fetița și... și m-am dus că, știi că dacă te duci la toate, trebuie să te duci și la ultima. Trebuie să o faci și pe... E cumva boss level e ultima denie, morții, nu știu. Și la... când a fost asta, mă duceam cu varmea și m-am dus, că știi că e împărțit în bărbați și femei. Și m-am dus la femei cu varmea, că n-aveam cu cine să stau în partea ilaltă. Ca la WC-uri. Exact. Da, biserica e un veciu, dacă stai. Și e pentru mine. N-are o glumă despre asta, pur și simplu am lăsat imaginația noastră să dă așa. Și m-am dus la femei și cântam, și ca să nu, mi se părea mie amuzant, cântam foarte subțire.
Și toată lumea știa de acolo că eu cânt foarte subțire. Și după ce s-au prins și s-au tot uitat la mine, am început să le suflu în rumânări. Adică e un motiv pentru care am chelit. Dumnezeu m-a bătut pe și toate... nu se mai scoară, da. Și toate problemele. Bă, dar sunt curios dacă s-a făcut vreodată glumă din asta când veneau cu lumina sfântă de Paște, știi? Cu lumina aia de vine, de unde vine ea, de la mama ei de acolo. Și să vine și era unul. Se făceau și mai ziceau, cântam și la, strigam și la mulți ani, știi? Dar nu mă refer lumii, nu când venea cineva acasă și putea să te mai ducă până la biserică. Pe drum. Aia originală, da, originală să vină și să fie un... N-am trebuie să mergem mare, înapoi. Toman. Nu puteți să întoarcem avionul. Dă-i foc de și eu dă-i foc de o dracu. Bine și eu. Lumina aia care clar se aprinde singură. Unde e la Ierusalim? Unde e lumina sfântă? Voi știți? A zis cineva, acolo. Și e combust deja spontană, se aprinde lumina sfântă. Da, mă, Dumnezeu. Cum nu se sperie ăla dacă stai să păzești, să... Dă-te, dracu, că te-ai așezat unde nu trebuie. Cred că așa a început asta, să tot voiau să-și aprindă o țigară și era, ai un foc. Doamne, e Dumnezeu. Și-a dat un fulger, un ceva fix pe... A, uite, mă, lumină sfântă, mă. Diables, man! M-am să aminte că două chestii. În primul rând, nu știu dacă funcționează, dar vă întreb pe voi. Eu crescut în cartier, era în jurătura cu morții mătii și era replica de... Bă, să nu îmi zici, bă, de morți, bă, că mama are, că eu am morți. Ați auzit de asta? Să zicea chestia asta? A, deci merge. Mă gândeam, bă, ăștia care ziceau, dacă îi ziceam, s-o fut pe mota, bă, ai grijă, bă, că mama s-o fute, bă. Sau, bă, să-mi suși pula, ai grijă, bă, că eu suc pula. A, și mai am o chestie. Am făcut cel mai bun promo pentru stand-up comedy. Tot așa, trebuie să vă întreb dacă era chestia asta, că la mine în cartier era. Să spunea între băieți în general. Că, păi tu, fătălăule, păi tu o faci să râdă și te-o fut alții. Da, era vorba asta, da. Da? Asta e reclamă la stand-up comedy. Ți-o facem noi să râdă și tu, ți-o fac alții să râdă și ție îți rămâne... Hai. Închiderea. Da, gata, da. Deci nu e un promo foarte bun, a? M-am gândit eu la... Fratele meu care mi-a dat asta seara, cum te cheamă de? Gabi. Dar bă, ce zic, da. Din Franța aici, am auzit că e un francez. El e francez. Tu erai francezul? Nu, okay. Este francez, nu era. Doar... Acum mănâncă shaorma. Bă, îți jur că m-am uitat la... E döner, te rog frumos, nu drum. M-am uitat la tine în timpul show-ului și te-am văzut râzând fix ca genul ăla de om care nu înțelege exact ce se întâmplă, știi? A, uite, a... A râs franțuzesc așa. Da. Vezi că vă bate pe amândoi, iată, vă zic. Bă, așa e, pare destul de... Nu e, bă, că îl iau pe mocanul în cărcă. Și ce dai cu mine în el? Nu, nebunule, că avem, îl batem la patru mâini. Ce vorbești? Și, de fapt... Că la cât ești tu și cum arăți, pare că dacă mai încârcă, dai cu mine. Francezule! Aia, deci când personaj în Mortal Kombat, așa. Da. Care dă cu ăla micu. Hei, bună, bine ai venit. Știi că ea a făcut aceeași facultate cu tine? Mi-a zis, știu că am fost colegă cu ea. Vă știți? Colegă? Da. Ai fost colegă cu ea? Da. Bravo, tată. Am făcut tranziția de atunci. Da. Deci tu ai devenit în femeie în bărbat și arăți așa? Nu, la actorie. Ah, ok. Și s-a supărat pe mine că mi-a zis că mi-a arătat fața lui Neguiță că nu știa cum îl cheamă. Și mi-a arătat cu băiatul ăsta pe flyer. Cu băiatul ăsta am făcut și eu facultatea. Sunt și eu, cum ai zis, nebună de asta ca voi, artia, da, cum ai zis, nu mai știu. Nebună din asta ca voi. Mi-a fost rușine să zic săracă și am zis că mai bine. A, ți-a fost rușine să zici săracă și ai zis nebună, da, corect. Azi, că ai și tu gluma aia. Una, da? Din glumele pe care le am și nu. Dar nu pot să o dai, că oricum mă urc. E că, și asta e pe bune, m-a salutat la un dat un boschetar. Și l-am salutat imediat înapoi. Că eu am terminat actorii, nu știu, poate mi-era naibii coleg. Uite, iar îți mai mult, vezi, da, că știi, da, cine a fost acolo. Păi, și da, ne salută aceiași oameni. Și mi-a zis asta că a fost colegă cu tine. Și că a ieșit nebună ca noi și a zis, da, mă, tata, la Hyperion.
Și s-a ridicat să plece, mă. S-a supărat foarte rău ești, mă. Adică voi ăștia care ați terminat actorie la Hyperion, vă supărați foarte tare? Că, gen, bă, nu sunteți actori? Acum nu mă pune să vorbesc în numele ei. Adică e o mândrie de asta că știi că unei atecistii sunt așa, o zină, bă, îți spun sincer că mă doare în pulă de oameni. Perfect. Unei ATC, Hyperion, fă și fă treabă. Fă treabă, lasă-mă. Tu cum te cheamă tine? Sabina, tu cu ce te ocupi, Sabina? Lucrez în vânzări. Lucrezi în vânzări? Trebuia să joc undeva. Dar de ce n-ai mers pe chestia asta? De ce n-ai mers pe chestia asta cu actoria? Îi plac banii? Era foame, probabil. Tu ai vorbit foarte mult în seara asta. Pare că a vrut să ia și el o parte din bani. Nu sunt foarte mulți, dar pare că, bă, eu vreau să fac ia. Trebuie, tu cu ce te ocupi? Ce faci? Grafician designer de ce? La o agenție sau la... Ce ai zis? De grafic design, nu mă știu. Ce ai zis tu? Stai un pic. În cărămidă, mă, era gluma aia lui Naie, mă, cu grafician în cărămidă. Ok. Nu grafician în cărămidă, mă, te treacu. Da, grafician în cărămidă, mă, da, așa e, sunt zidar. Așa și ea care pictează biserici, poți zic că sunt grafician pentru doamne. Da. Da, mă, dar ea pictează biserici, frate. Graficiene cumenic. E iconografie, bă, uite că ne spune omul aici că... Noi am greșit chiar tot. Chiar sunt altceva, da. Voi de aia mai și suc, mai și suc, mai și suc de la preoței, ea nu doar. Ești iubita lui? Sunteți căsătoriți? E soția ta? Da. Așa face și acasă, te întrerupe, mai bagă câte o... Și asta mi-am zis, vorbește... Bă, te-ai descurcat bine, mă uit așa la tine și chiar e... Bravo, man! Good fucking job! Ce faci pe asta, că îi zici unui bărbat? Și practic, tu ce spui este că tu îi faci un compliment ei, dar ea nu are cum să nu se simtă jignită. Da. Efectiv, bravo, ei, bă, tocmai i-ai spus ei, puteai să faci mult mai bine de atâta, da. Îi spui ei... Bă, e ca chestia aia, când cobor de pe scenă și zice al comedian, bravo, bă, da, terminatule, da. Nu mă așteptam, ia, tu să ai glume atât de bune. Dar nu, dar chiar vorbesc serios, că asta e, că știi când insistă, da. Să mor de... Chiar ai fost foarte bun, eu te știu de terminat. Tu n-ai zis un cuvânt și ăsta a vorbit toată seara, deci, păi... Păi că au rămas cuvintele la el, azi, cum e, i-a luat cheile, el a luat cuvintele în seara asta, da, știi? Da, și acum când am întrebat-o, i-am adresat direct două întrebări și n-am răspuns cu degetul, că a zis, bun, nu se, în familia asta s-au folosit cuvintele astă seară, eu nu mai zic. Tu ești singura care se duce să vede cu fetele și se plânge, bă, vorbește bărbată-mi ăla. Zic, l-am dus la stand, dar poate tace acolo. Pula, n-a tăcut nici acolo. L-am dus că știu că acolo vorbesc alții, nu? Ai zis ceva, bravo. Oameni dragi, asta a fost spectacolul nostru. Vă mulțumim din suflet că ați venit. Aplauze pentru Dan Frunculescu. Aplauze pentru Andrei Negoiță, Alex Bocanu. Vă mulțumim frumos că ați venit. Seară bună.